Deși mini-vacanța de 1 mai s-a terminat, mulți dintre noi au rămas în starea de distracție și de relaxare. Iată câteva sugestii pentru a ieși din casă joi. Muzeul Național de Artă al României vă invită de la ora 10 la World Press Photo 2018, cea mai importantă expoziție de fotojurnalism la nivel global. Evenimentul face parte din expoziția anuală internațională prezentată în întreaga lume, fiind montată în peste 100 de spații din peste 45 de țări și vizitată de peste 4 milioane de oameni la fiecare ediție. De la ora 12 sunteți așteptați la Muzeul Național de Artă Contemporană pentru a vizita Contrapunct o retrospectivă Octav Grigorescu și Georgeta Năpăruș. Expoziția delimitează etapele construirii unor universuri artistice originale, care au cunoscut momente de întâlnire și convergență, deși sunt diferite. La Teatrul Mic puteți vedea de la ora 18 și 30 de minute Deșteptarea Primăverii. Piesa este o dramă satirică concentrată pe conflictul dintre generații și contradicțiile interioare ale tinerilor. Tot joi în sala teatrului din Theater Music and More, puteți participa la Art Debate Art Safari, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor vizuale și designului. De la ora 20 la Teatrul Național Ion Luca Caragiale aveți ocazia de a vedea piesa de teatru Lut. Spectacolul prezintă o poveste de viață pe care toți o consideră încheiată.